Hei, bun regăsit, dragi viitori de plante pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Marian, iar în episodul de astăzi vreau să vorbim un pic despre steaua Crăciunului, pentru că au trecut sărbătorile și dacă și planta ta de steaua Crăciunului arată ceva de acest gen, nu o arunca, pentru că putem interveni asupra ei și cu siguranță anul acesta de Crăciun te vei putea bucura și, evident, împărtăși frumusețea acestei flori prin înroșirea frunzelor și prietenilor dragi. Cum faci acest lucru? În doar câteva secunde. Steaua Crăciunului este o plantă extrem de iubită, de apreciată doar în perioada sărbătorilor de iarnă. Pe parcursul anului, mulți dintre cei care o cumpără nu își mai bat capul pentru a o întreține și pentru Crăciunul următor. Însă ar fi păcat, pentru că este o pată de culoare, un strop de oxigen în casa oricăruia dintre noi și nu ar trebui să o aruncăm după ce au trecut sărbătorile și are un aspect așa depreciat ca aceasta pe care o avem de față aici. Pentru că putem interveni asupra ei și să o facem astfel încât să fie frumoasă și să ne bucure și să avem și mândria aceea că, uite, frunzele astea roșii le-am făcut sau le-am determinat să apară datorită mie. Cum facem acest lucru? E foarte simplu, să știi. În condiții normale, după perioada de trecere a sărbătorilor de iarnă, va pierde o mare parte din frunze. Uneori pierde frunzele complet, alteori am văzut cazul în care ea și-a păstrat aproape toate frunzele și cele roșii și cele verzi și arată impecabil, însă de cele mai multe ori se întâmplă să arate ceva de genul acesta. Să pierdă toate frunzele verzi, să mai rămână doar cu câteva frunze roșii, pentru că dacă nu știai, acestea nu sunt florile ei. Sunt niște bractee care se colorează în roșu, iar floricele sunt undeva mici, gălbene, insignifiante, iar natura a înzestat-o cu această caracteristică pentru a atrage polinizatorii la nivelul florilor, care sunt prea mici și insignifiante pentru orice insectă. Dar să revenim la problema noastră. În condițiile în care a pierdut, așa cum spuneam, cam tot ce se putea pierde, poate să existe chiar bețele goale, fără toate creșterile astea, ca să nu spun bețe, că nu e chiar așa academic, toate creșterile să fie goale, avem nevoie doar de o foarfecă și ce vom face? Vom tăia toate creșterile cam la 10-12 cm față de punctul de ramificare. Vei vedea că marea majoritate au un aspect de un mic trunchiuleț și multe ramificații de la acel punct. Așadar, nu ne rămâne decât să o tăiem. Vizual așa poți determina ce înseamnă o lungime de circa 10-12 cm. Așa cum ai și văzut, la mine deja au pornit în vegetație noi creșteri, pentru că la cicatricea fiecarei frunze căzute există un mugure dormind. Și dacă are condiții optime, vor evolua și vor permite o îmbogățire naturală a plantei. În această situație, așa cum spuneam, vom procede în a tăia și vom tăia întotdeauna deasupra unui nod. Nodul este punctul de unde a fost cândva o frunză. Euphorbia, steaua Crăciunului, are această caracteristică de a emite latex în momentul în care o tăiem. Latexul în mediul natural o ajută să țină la distanță insectele, care ar putea să aducă și boli și atunci e o manieră de a ține la distanță insectele și le oferă acest cocktail care este toxic pentru insecte. De asemenea și pentru oameni, pentru cei care au pielea sensibilă, contactul cu acest latex poate genera anumite iritații cutanate și atunci e bine să te protejezi cu o mânușă pentru a nu te atinge de acest latex. Așa cum spuneam, deasupra unui nod. Evident că latexul o va ajuta să și se cicatrizeze mai ușor asupra tuturor rănilor pe care noi le producem în acest moment și funcționează ca un mic stres pentru ea, dar se reface foarte, foarte, foarte repede. O să îndepărtez și asta este chiar cam mare, are cam 10 cm și chiar nu-i tai vârful, dar la aceasta pot să intervin. Și vă arăta
Știu, nu arată superb în această situație, nu e chiar ceea ce și-ar dori orice iubitor de plante, dar o asemenea măsură o va ajuta pe ea să pornească în vegetație foarte, foarte bine. Ce facem în această perioadă? Îi oferim locul de la fereastră cel mai luminos. Pentru că ne bucurăm ca în această iarnă să avem foarte multe zile însorite, caută fereastra care oferă cea mai mare cantitate de lumină, chiar orele astea cu soare. Nu îi va face niciun rău, chiar dacă va sta 3-4 ore cât stă soarele pe cer, în funcție de poziția pe care o va ocupa la geam. Îi va face foarte, foarte bine. Nu exagera cu udarea. Evident, e bine să lași pământul să usuce ușor la suprafață, nu stă niciodată cu apă la bază, este extrem de important. Da? E bine să lași un pic să se usuce la suprafață pământul, chiar introduci degetul să vezi dacă în profunzime este umed, înseamnă că nu e nevoie să uzi. Și mai aștepți până când, dacă introduci degetul circa un centimetru jumate, doi, și vezi că este uscat, atunci ai musai să aplici o udare. Altfel, nu. Și lăsăm așa cam toată perioada de iarnă, o lăsăm încetişor să pornească ea în vegetație. După care, în perioada de primăvară, martie, aprilie, începem să o și fertilizăm. Aplică regulat un fertilizant în această perioadă special pentru plantele decorative prin frunze. Și imediat ce ne apropiem cu temperaturii nocturne, să spunem de 15 grade, o poți scoate afară, dacă ai această posibilitate, într-un balcon deschis, terasă, grădină. Și pe tot parcursul verii avem grijă să o protejăm de soarele torii de la nivelul după-amiezelor. Însă o putem lăsa într-un loc unde se beneficieze de soarele blând al dimineților. Continuăm cu fertilizarea. Udarea o facem acum mai abundent, însă asigurăm și un drenaj foarte, foarte bine, foarte bun. Dacă e nevoie, în perioada de primăvară, o putem schimba și într-un ghiveci ceva mai măricel, nu foarte mare, cum deseori văd această problemă. Încercăm să păstrăm proporțiile și să o mutăm într-un ghiveci cu 2 cm mai mare decât cel în care este acum, 2 cm în diametru. Și în perioada lui septembrie începem să o pregătim încet încet pentru sezonul de iarnă. Asta ce presupune? Că va trebui să-i oferim pentru circa 2 luni de zile, zile foarte, foarte scurte, în sensul că îi vom oferi 14 ore de întuneric și celelalte 10 sau câte vor rămâne. De fapt, rămân 24. Acum, evident că celelalte 10 nu vor fi complete de lumină. Însă, noi oferim 14 ore de întuneric complet. Fie că îi pui o pungă de hârtie în cap, cum ar veni, fie o duci într-o debara unde e întuneric, efectiv trebuie să-i respecti acest program, să-i oferi 14 ore de întuneric. Rărim și udările, evident, pentru că trece ca într-o perioadă de ușor repaus și aceste rărire ale udărilor, coroborată cu această durată lungă de întuneric, nu face altceva decât să îi genereze inducția florală și să îi dea un click în interior și să spună că e momentul să înflorească. Și evident vei vedea că începe să, după ce, lucru pe care nu ți l-am menționat, în perioada de toamnă, înainte de a începe acest proces, de pe la sfârșitul lui august și până pe la mijlocul lui septembrie, va trebui să beneficieze de cât mai mult soare, pentru că atunci începe să fie un pic mai blând. Acum depinde foarte mult și de, ce să spun, de cum va fi sezonul de vară și cum va arăta sezonul de toamnă, însă va trebui să aibă condițiile cele mai bune de lumină în perioada de creștere vegetativă. Și vei vedea că imediat după ce vor trece aceste 2 luni de întuneric, va forma acele frunze roșii încet, încet. Important este ca și restul zilelor, când va beneficia de programul scurt de lumină, să stea într-un loc cât mai luminos cu putință. Pentru că vorbim de toamnă, târzie, ulterior, avem grijă să-i oferim locul cel mai însorit cu putință. Și vei vedea cum încep frunzele să se înroșească una câte una pe măsură ce apar. Și evident, Crăciunul să se desfășoare sub ceremonia acestei flori pe care ai înroșit-o prin propriile științe și cu îndemânarea de care tu ai dat dovadă.
Eu îți mulțumesc pentru vizionare. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube în cazul în care nu ai făcut-o până acum. De asemenea, te aștept și pe grupul de Facebook al expertul tău în plante și pe Instagram Carly Marian. Până data viitoare îți mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine cu un nou episod din această fascinantă lume a plantelor.